Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, ce faceți? Foarte scurt va fi prezentarea asta, va fi una scurtă. Vine 17 decembrie, da? Că e astăzi, nu? Bun. Știți, noastră. Și aici pe 17 a început la Timișoara. 21-22, cine a tras în noi? Nu mă bag în discuția asta, în schimb, vă dau un colind, că e vremea colindelor. Noi l-am intitulat așa, Colindul mamei de soldat. Lemn de bradar de în sobă, lerului domn.
Ție-ți bat cătane-n tobă, prieten mi-a tras atenția pe telefon că e colinda de război. Păi asta este. Dar va dispărea? Nu va dispărea. Ca să dispare colindele de război, prima dată ar trebui să dispară războaiele. Și precum vedeți, și astăzi avem și într-o parte și în alta curzile de sânge. Dar ăștia sunt oamenii. Credeți că a fost vreodată pace de plină după al doilea război de pildă? Așa am învățat la școală, dar uite că realitatea nu. Mergem mai departe. Hai, deci și liber la dedicațiuni, liber la Facebook. Merge. Hai, dacă e cineva în telefon, Ișvan, dă-mi-l, mă. Alo? Alo, da. Îl salut pe Ișvan și pe dumneavoastră, domnul Sergiu. Apropo, în prologul emisiunii dumneavoastră, azi în Timișoara, dar stați liniștit că și în Cluj-Napoca s-a tras. Bă, da, s-a tras. Că erau și acolo, na. Dumă un pic, au început un pic mai târziu ai noștri, știi? N-are importanță, dar dealul a sărit, că fără ei. Da. Și apropo, doresc să transmit felicitări Clujului, că și anul acesta v-ați menținut la cea mai mare cotă de înălțime cu târgurile de Crăciun. E plin de străinezi mulți, chiar și din Coreea de Sud am auzit. Păi da, facem. Bă, da, am făcut efort din București până în Cluj să ajungă. Băi, Imi, suntem noi românii, suntem tari la târguri, că ne-am obișnuit să vindem, mă. Ardelenii, că nici de ei nu știi. Da, da. Mai ales. Da. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Ștefan și conducerii de la local Chio și dumneavoastră, că fără acești oameni nu ne putem auzi la această emisiune. Iubite și mamei sale, Ramona și Ana, le doresc multă sănătate, fericire. Dumneavoastră, sărbători fericite și sunt foarte fericit că faceți de mâine încolo filmări în zona Târnăveniului, pe la Ademuș și nu numai. Da, la Ademuș, după aia la cetatea de baltă, la castel. Da, aproape de zona mea. De păi da. Păi vedeți, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, vă doresc multă sănătate, Boldocora și Uniunepet, Crăciun fericit în maghiară. Am zis-o! Ha, cu mult drag. Să ai parte de sărbători fericite, mulțumesc! Toată stima! Toată lumea! Așa, bun! Bun! Ia să vedem cine ne-a scris nouă pe Facebook. Începem cu primul. Bună ziua, domnule Sergiu, din Baia Mare. Sunt Andrei Chira. Vă urmărim. O colindă, Ștefan Hrușcă, dimineața lui Crăciun. Bine! Mai departe, Victoria Lungă. Zice, doresc o dedicație prietenei mele din Alba Iulia. O melodie de pe Valea Târnavelor. Mulțumesc, sărbători fericite. Și dumneavoastră. Ia să mai luăm un telefon. Alo? Alo, bună ziua, cu mult respect, domnul Sergiu Vitalean Vaida. Bună ziua! Stai, mă, Leontine, să te văd, bă, că nu te-am văzut de mult, mă. Da. Băi, noi vă vedem toată duminica, ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră și vă felicit pentru emisiune frumoasă pentru noi. Vreau să transmit la mulți ani unei familie din Maieru, Candale Vasile, care pe data de 15 a făcut o frumoasă vârstă, doresc sănătate și sărbători cu pace. Iar mâine, interpretul de cânte popular de la Bistrița, de la Rogna, Alexandru Pătrășcan, face o frumoasă vârstă. Dar băiatul nu prost! Are o replică frumoasă. Îi dorim sănătate, succese, sărbători cu pace tuturor din comuna Lunca Il di Bistrița Năsăud, în frunte cu primarul Flaviu Lupșan. Doresc multă sănătate, sărbători cu pace, un om care face multe pentru comună. Sărbători fericite dumneavoastră, alături de cei dragi, tuturor celor care urmăresc, dorindu-le numai bine, sănătate
și cu sărbători în pace, liniște alături de cetate. Vă mulțumesc, Doamne ajută, Domnul să ieși. Doamne, da, la toată lumea, bine. Stai să mă uit să văd dacă, ba, e, acum vedem o melodie, e tot de an, toată emisiunea de astăzi pare ușor mai nostalgică, dar e în pregătirea sărbătorilor. Despre sărbătorile de an, despre Crăciun în special va fi vorba. Hai! Toată ninsă, e o poartă larg deschisă, mă așteaptă măicuța mea. E zi sfântă, e zi mare, e Crăciun, e sărbătoare și eu mă întorc la ea. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Tu ești sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. Căsuța părintească, stau cu mama la fereastră, așteptăm colindător. Este cald și este bine, te am mamă lângă mine, de Crăciun, de sărbător. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Tu ești sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Tu ești sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. E Crăciun la noi acasă, bradul e împodobit. Ca în fiecare iarnă, eu sunt lângă tine, mamă, sărbătorile au venit. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. Sărut mâna, dragă mamă, la mulți ani, mamă, îți spun. Tu ești sfânta mea icoană, în sfântă zi de Crăciun. În sfântă zi de Crăciun. În sfântă zi de Crăciun. Acum, cu siguranță, pe interpret am umplut-o de nostalgie și chiar de tristețe. Asta e, dar am dat melodia aceasta să plece înspre toate mamele. Că vin fetele mai ales acasă de Crăciun și Alesia din Șuncuta, Ștefania din Sat Mare, Măriuța din Baia Mare, toate. Asta este. Ce să facem? Uite, vă citesc că de aici o dedicație și iau și telefonul. Așa. Maria Tcaciuc, tuturor celor ce poartă numele Daniel, Daniela, Dănuța, le urez la mulți ani. Dacă e Sfântul Daniel, uite. Adriana Furcă, bună ziua, o duminică binecuvântată tuturor. Domnului Daniel Moldovan și doamnei Stella Andreea, cu ocazia zilor de naștere. Ia dăm telefonul să auzim noi cine ne așteaptă acolo. Alo? Bună ziua, domnul Vaida! Bună! Vă salută Bănățanca, Lucia Cojocaru. No, ascultăm.
Bine v-am regăsit. Astăzi e mare sărbătoare, fiul meu, cojocarul Lucian Daniel. Stai, ai fost la biserică? Eu? Da. Nu, eu nu, soțul a fost. Foarte bine, ia să văd cum ești îmbrăcată. Aha, aha, bine. Bine îmbrăcată. Bine, bine, văd. Și pentru toate prietenele mele din estul, nord-vestul țării, sănătate și sărbători binecuvântate. La mulți ani tuturor sărbătoriților lunii decembrie și va ruga Rapangalița, că n-am văzut-o de mult. Bine, să vedem cum facem. Aveam o replică, dar nu o pot da la televizor. Bine, vă pup, sărmână. Sănătate, doamnă. Uite, doamnă. Nicu Uscoi, zice că ne salută din Brașov. Melodiile de azi să fie dedicate unor oameni faini care împlinesc zilele acestea vârste la fel de frumoase. În primul rând este vorba despre Carina Maria Nan, fiina noastră din Brașov, dar studentă la Cluj, zice Nicu. Apoi Nicolae Moldovan din Brașov, precum și Gheorghe Fechete din Sanislău, un județ în satul mare. Gânduri bune întregii echipe de la TVR Cluj! Cluj! Stai să văd un pic aici, am semnat aici. Bă, dacă o citesc de două ori pe vreuna, nu înseamnă că m-am bătat, dar, mă rog, sunt probleme în zona Zostar. No. Fiți atenți acum. Un cântec splendid. Tot despre Moș Crăciun, despre Crăciun va fi vorba. Ediția de azi așa merge. Celelalte le vedeți la alte, pe alte posturi, la alte televiziuni, da? Frumos, uitați-vă acolo. Hai! Moș Crăciune, Moș Crăciune, la noi iar ai vrut să vii. Așteptăm în rugăciune de când noi eram copii. Așteptăm în rugăciune de când noi Moș Crăciune, Moș Crăciune, tot umblând ai obosit, dar a noastră rugăciune mult te face fericit, dar a noastră rugăciune Crăciune, Moș Crăciune, la copii și la părinți, dă-le sfântă rugăciune să răsune în drum colins, dă-le sfântă rugăciune să răsune.
Frica Macovei, corul psaltic Evangelismos, orchestrația e clar asigurată de muzica Ministerului Apărării Naționale, condusă de colonelul dr. Aurel Gheorghiță, filmările, dacă nu mă înșel, făcute la Iași. Ce e? E, uite, vă citesc de aici. Ludovic Pănuș, bună ziua, doresc să urez verișoarelor mele, Iulia și Georgiana, sănătate și noroc. Un colind, vă rog. M-o trimis mama la capră, pentru ele. Mulțumesc din suflet. M-o trimis mama la capră, merinjoară, nu mi-o pus numai cu bota, m-am dus duminica viitoare, îl vedeți. Aurica Elies, bună ziua, domnul Sergiu, vă ascultăm din satul mare. O colindă, pentru mine, familia mea și surora mea, Lucica. Mulțumesc. Și Nicu Borhidan, vașnicul ardudean, adică din Ardut, nu ne uităm, mulțam frumos de urături și le trimite și înspre toți ardudenii săi. Alo? Alo? Da! Bună ziua, domnul Vaida, vă ascult și eu din Balc, Doina mă numesc, din Bihor. No, hai să văd ce-i în Bihor, domnule, a ziceți dumneavoastră. Tăties bune și frumoase. Tăiau nu au fost ale bihorencele bune și frumoase, da, da. Domnul Vaida, aș vrea să fac și eu o dedicație specială pentru mine. Că joi am avut ziua de naștere, am făcut 69 de ani. Alte prostii n-ați făcut. N-am înțeles. Ziceam că alte prostii n-ați făcut, nu? Nu, 69 de ani. Nu. Bine, aș vrea să fie acest colin, dacă îmi puteți trimite un colin frumos și pentru dumneavoastră, pentru toți care ne ascultă și aș vrea și pentru o prietenă dragă mie din Cluj, Lujerdan Doina, care e cam bolnăvioară. Îi doresc multă, multă sănătate și sărbătorile să vă găsească și să ne găsească pe toți sănătoși. Să dea Dumnezeu să fie așa. Bine, mulțumesc de telefon! Mulțumesc și eu frumos! Mulțumesc! Uite, frumos! Stați că mai citesc ceva de aici, după care vă spun ceva! Așa, nu de aici trebuie citite, mă încurc în știință de la aici, de la oamenii de pe Facebook. Ce-or zice să vedem? Uite aici, Tripa Maria, uite cum se leagă cu ce a vorbit doamna înainte. Sunt Maria Tripa din Timișoara, doresc o dedicație mamei mele, Florica Mateocaș, din Sântelec, Bihor. Împlinește, va împlini, 91 de ani în 23 decembrie. Sănătate și bucurii alături de copii și nepoți. Oi, ce frumos! Maria Șuteu, felicitări pentru emisiune de Sfântul Daniel, dedic toate melodiile băiatului meu, Daniel. Vă doresc o zi binecuvântată din satul mare! Ia mai dă-mi un telefon, să vedem de unde e telefonul. Alo? 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 Doamna Rafina Moldovan, zice așa, un an am încercat să vă sun, nu am reușit să vă prind, deoarece aș vrea să transmit tuturor celor dragi, de la mama de 86 de ani până la cel mai mic, sănătate, liniște, sărbători cu bine. Și dumneavoastră, Crăciun cu sănătate și bucurii. Mulțumesc, doamna Moldova. Ileana Botezatu, bună ziua, băiatul meu Daniel, la mulți ani sănătoși de ziua numelui. Toate melodiile din această emisiune. Să aveți o zi frumoasă. Atâta cât am mai rămas. Așa. Ia să iau telefonul dacă nu m-am mai oprit din citit. Acum îl țin pe om la telefon. Alo? Alo? Da? Toată stima, domnul Sergiu. Să rămână! Să trăiți. Și dumneavoastră, vă sunt de la Brașov, Prejmer, Lunca Câlnicului. Aha! Și vreau să dau o dedicație pentru mama mea, Ancu Elena, care e bolnăvioară rău. În primul rând, pentru fratele meu care e plecat în străinătate, pentru toți luncașii mei și prejmerenii care eu îi cunosc și am trăit aici împreună cu ei, pentru dumneavoastră, pentru toți cei ce vă sprijină și vă ajută să faceți această emisiune minunată, minunată ca dumneavoastră. Încep să cânt cu curigul acum. Bine, mulțumesc. Da, nu nicio problemă. Putem să cântăm orice, că suntem liberi, domnul Sergiu. Da, bine, mulțumesc. Vreau să vă spun, la mulți ani, la toată familia, multă sănătate, bucurii și să dea Dumnezeu să avem în țara noastră și pe pământul acesta sfânt pace, liniște și sănătate multă. Tot românul să trăiască bine. Și omenie, asta ne trebuie. Bine. Da, cel mai principal. Mulțumesc! Să rămână! Vă doresc emisiuni frumoase, vă urmăresc cu tot dragul
Și încă o dată pentru mama mea, Anco Elena, și pentru mine, și pentru tot, toată țara românească și toți românașii mei dragi. Mulțumesc! Oameni buni, mulțumim și noi din tot sufletul, că asta a fost expresia astăzi, sponsorul emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Piesa care vine o să vă umple ușor de nostalgie, nu că celălalt ar fi foarte vesel. Mai ales că toți ați vorbit de mama, ca mama. Ei, mulți întâmpinați Crăciunul acesta, primul, fără măicuța dumneavoastră. Asta este. Să vă liniștească, să vă ajute Dumnezeu să treceți pe asta. Ascultați cântecul acesta, îl cântă o fată din ce știu e din Rodna, de Bistrița Năsăud, Rodna noastră. Ascultați-o cu atenție, că merită. Nu o cunoașteți cântând așa. Eu sunt așa mai un pic mai sucit cu ale noastre clujence și dăm altceva. Hai! Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jim. Și acum că trece anul, parcă o simt îmbătrânit. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și eu văd că luminează, n-am putea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Care în ea ceasornic și al mamei plânset sfânt. Luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare când copii ne mai simțea era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce
amăruie lampă la fereastră, toată iarna noastră, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Elena Hazbeiu, așa se cheamă interpreta. Lenuță, rămâi aproape de stilul ăsta, că sunt acolo în bistița destui care să cânte mișcat. Bravo ție! A, să spunem cine a acompaniat-o. Ionuț Șut la... să nu greșesc eu, la chitară și Paul German la clape. Ăsta a fost. Hai, dă-mi un telefon. Alo? Alo? Da? Domnul Sergiu Vitalian Vaida, Săt Măreanu nostru, da? Da! Domnul Sergiu... Stai să mă întorc cu fața către cuiul, acolo unde e harta în cui, da? Găsăt mare, e gheriște, nu da, doresc. Da. Domnul Vitalian, vă rog din suflet, transmiteți pentru toți absolvenții tineri din 70-a liceului 3 Baia Mare, actual Lucaciu. Da. Eu sunt consăteancă de la APA, de unde aveți acolo și de unde v-am cunoscut. Da, e acolo. E primar Tădradu, Trandafirinca, așa-i? Da, Tărăducu. Mai candidează Răducu, mai candidează? Eu nu știu ce face. Nu e în politică, că auziți, întors, am 27 de ani, așa, sunt grupul 27. El e tânăr, crescut sub ochii mei, asta este... suntem vecini de Mejdă. Da, și-o îmbătrânit sub ochii nevestei, ca orice bărbat, da. A, păi, asta, dumneavoastră știți. Dumneavoastră n-ați îmbătrânit. Așa se vede, da. Suflet, să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru toți cei avem. Să sperăm că până când existați dumneavoastră nu să mergem pe naționalism. Încă generația asta foști, ofițeri, foști, să sperăm că nu va dispărea totuși. Trebuie echilibru și omenie. Să rucă asta. Mulțumim! Oameni buni, acum am... Da, v-am umplut rău de nostalgie, știu, dar asta e perioada. Ce să facem? Spre introspecție ne îndeamnă, spre introspecție. Dăm un cântec așa, interpretat tot așa de iarnă, de cei mai bătrâni colindători. O să vedeți, hai! Se desfinde aurii.
mulțumiri doamnei profesoare Elena Nicolae de la Palatul Național Copiilor pentru cum a lucrat cu fetițele acestea această piesă. O cunoaște, dar era în alte interpretări mai gomoasă, mai grea, mai cu pretenții. Nu, domne, textul spune ce bucurie ar fi și copii, ce frumos, firesc, aranjat. Bă, asta e, când nu vrei să treci Himalaya, ci știi cui te adresezi. Dă-mi un telefon. Alo. Alo. Da? 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 Vreau să fac și eu câteva dedicații pentru mine și familia mea, pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră și toată echipa de la TVR Cluj, pentru Imi Gașpar din Reșița, care pe data de 15, fratele lui Ștefan, a împlinit o frumoasă vârstă. Îi doresc la mulți ani, numai bine. Tuturor prietenilor, sărbători binecuvântate și fericite și multă sănătate. Mulțumim! Stați să citesc. Ion Vișan, vă salut cu respect din Sinaia. Toată melodia de azi să fie înspre prietenii mei care mă cunosc și nu numai, din partea mea și era să uit să vă spun că melodia de azi să fie și spre mine, întrucât am împlinit 69 de ani. Ai, 69, ăsta e un număr foarte interesant. Maria Popa, la mulți ani copiilor mei, Daniela și Dan Visa. Și nepotul meu, Dan Popa, cumnatei mele, Daniela Popa. Mulțumesc pentru emisiune frumoasă. Ioana Bogdan, doresc să dedicați Colinda Sara Crăciunului nostru, interpreta Crina Varga Haiduc, mămicii noastre, Rodica Bodran din Strâmtura de Maramureș. La mulți ani nepoatei noastre, Iofina Pădurean din București, în 21 decembrie, va avea ziua de noastră. Cu mult drag, semnează copiii Cristian, Dana, Nadia și Ana Maria cu familie. E, acum, vă rog, ați văzut copiii, fetițele acelea pline de talent de la Palatul Copiilor. Ia vedeți acum dumneavoastră niște imagini frumoase și un cântec pe măsură. Hai! Astăzi magii nu mai vin și nici păstori să-ți cânte lin. Copil iubit cu ochi senini, tu vii străin prin trestrăin. Copil iubit cu ochi senini.
Deci Corala Ciprian Porumbescu. În urmă cu ceva vreme s-a învrednicit de două medalii de aur obținute în Coreea la un concurs al formațiilor corale. Să-i mulțumim și preotului profesor Lucian Talban Popescu, dirijorul format și tuturor de acolo. Hai că iau telefonul. Alo? Alo? Alo, domnul Vaida? El cu o condiție, să vă dați televizorul să nu-l aud. Numai în telefon vorbim, bine? Acum am auzit, da? Păi dați televizorul să nu se mai aude și vorbim numai la telefon. Hai că mă întorc către dumneavoastră. Hai! Nu se mai aude. Foarte bine, vorbim în telefon, vă ascult. Domnul Vaida, să trăiți. Și dumneavoastră. Vă deranjează un bătrân de la Tecuci, Galați? E, nu mă deranjează, stați cu minte. Da. Da. Am o fată care o cheamă Daniela și vreau să-i transmit multă, multă sănătate cu ocazia numelui. Da, da, Sfântul Daniel, da. Da? Da. Este în Franța, n-am văzut-o de mult, n-am auzit-o de mult, dar tata o iubește foarte mult. Da. Îi doresc multă sănătate și o sărbători fericite. Vorba aceea, fata lui tata. Da. Fata lui tata, da. Da. Sărbători cu pace, cu bucurie vă dorim și noi. Cu bucurie vă doresc și dumneavoastră, Petrică Gavrilescu de la Tecuci. Domnul Gavrilescu, să aveți senin în toate sărbătorile. Bine, mulțumim frumos. Mulțumesc tare mult să rămână. Toate cele bine. Ia uitați-vă de ce aici. Veronica Sabo, sărbători binecuvântate tuturor românilor și ungurilor, adăugăm noi, și romilor, țiganilor, nemților, ciolă slovacilor, ce-o lăsat Dumnezeu aici lângă noi. Că oameni suntem. Și să nu uităm de Doinița Miron, că uite, încă un mesaj din Sighișoara. Sănătate, sărbători binecuvântate dumneavoastră și sponsorului dumneavoastră. Mulțumim! Lucia Barbur, bună ziua! Să aveți sărbători fericite și bucurii! Această emisiune minunată doresc să o dedic soțului meu, care în 21 decembrie își va sărbători ziua de naștere. Crăciun fericit la toată lumea! Să dea ei Dumnezeu! Oameni buni! O colindă, cum zicem noi aici, cunoscută, interpretată de o fată cu o voce minunată. Ascultați cât de cald cântă ființa asta. Firesc, fără farafastâcuri, fără anglefențuri academici. Ascultați! Hai! Fiul în cer.
Sărbători fericite, Măruță, ție, lui Popicu, întregului grup Iza. Să fiți fericiți. Alo? Alo, dați-vă televizorul, volumul mai încet. Alo, iară v-am prins. V-am prins la prune. Lasă, că citesc de aici. Data viitoare. Alo? Vă salut cu drag. Sunt Claudia Irimuș, mama Virginiei Irimuș. Vă rog frumos, dacă se poate, să transmiteți o dedicație din partea noastră, adică a părinților, adică Claudia Virgil și a mătușilor Virginia și Mălina, înspre nepoțelul nostru Ștefan, care s-a născut chiar azi, acolo la dumneavoastră în Cluj. Aceleași gânduri bune și minunate mămicii sale, fiica noastră Diana. Mulțumesc frumos, sărbători frumoase și binecuvântate. Ia uite, a venit pe lume încă un sufletel. Să crească mare, să vă bucurați de el. Dăm telefon, dăm un alt telefon acum. Alo? Bună ziua, domnule Vaida! Bună! Brăila, pe coordonatele emisiunii dumneavoastră. E, domn profesor, dacă luam telefonul dinainte, nu puteați vorbi. Da! Vedeți că ați fost la biserică, sunteți norocos. A fost, da. A fost? Da. La mănăstire. Ascult! Deci, cântecele care urmează le dedic băieților mei, Ionuț, Gabriel, nurorilor cele două, Aline, Vrancea și Brăila, nepoatelor, Mihaela și Andreea, dumneavoastră, doamnei dumneavoastră, fiice și ginerelui, și de asemenea grupului de colindători de la Liceul Matei Basarab, pe care împreună cu profesoara de muzică l-am reorganizat. Ai, nu. Deci nu v-ați lăsat la pensie. Nu v-ați lăsat la pensie. Eu zic că nu sunt la pensie, mergând la biserică și cântând și cu colindătorii și mergând prin sat, nu am această trăire ca și pensionar. Bine! Sărbători cu pace, cu bucurie, domn profesor. Mă bucur că v-am văzut. Și nu uitați, joi la Joia Tineretului. Da. Nu uit, mi-a spurat cravata, să știți. Dom'le, prima dovadă că suntem români, că se fură mireasa, se fură tot. Da, da. Mă bucur că avem același gust. Bine, mulțumim, ce le pune. Abia aștept joia viitoare. Doamne, bine. Ia uite, din Turnul Roșu, de la Grigore Vasile, pleacă dedicațiune înspre Andra Alina Melinte, nepoata dumisale, și înspre Gabriela Radu, sora domnului Grigore Vasile. Au zile de naștere, destinatarii, dar și, uite, nouă ne trimite gânduri bune, mie și celor din TVR Cluj. Bun, acum ne uităm noi pe ceas, care cât e ceas. Oameni, mulți suntem în țară, dar foarte mulți plecați afară. Acum eu mai trecut pe acolo și știu cam ce e în sufletul celor plecați, chiar dacă numai temporar. Mai ales e foarte greu de Crăciun, de sărbători. Colindul următor îți va aduce aminte acelora plecați și acelor de acasă, cei în lumea asta. Nu uit că dedicația asta pleacă și înspre doamna Daniela Balas, că e Daniela, nu? Din partea soțului dumisale, astăzi regizor de emisie aici cu noi. La mulți ani să rămână. Și pregătiți-vă nu de nostalgii, ci de a recunoaște o realitate pe care nu știu dacă o putem schimba. Ha! Ce-ai fi și unde te-ai tot duci, cât ai fi de rău sau cât de bun, că mai crezi sau nu mai crezi în cruce, cel mai greu îți este de Crăciun. Când se strâng străinii pe la case și lumini s-aprind în pomii lor, ți se face frigul frig
în oase și de acasă ți se face dor. Bate vântul, bate dinspre țară, suflă răni cu sare și pelin. Bate vântul și te-nchide afară, rudele în vizită nu vin. Visează tot ce se te plac, că te bărbierești și pleci la rude și găsești pe masă cozonac. Din puținul lor ai tăi vor face tot ce pot să fie fericiți, să trăiască în liniște și în pace, să mai râdă, să mai bea un șpriț. Bate vântul, bate dinspre țară, suflă răni cu sare și pelin. Bate vântul și te închide afară, rudele în vizită nu vin. Bătrâne, dacă dorul șalele ți-a frânt și din tot nimic nu-ți mai rămâne, să te așezi cu fața la pământ și să plângi când alții în sărbătoare hohotesc de parcă te-ar sfida, și să-ți plângi durerea ta cea mare, și să plângi de dor de țara ta. Mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Uite,
chiar se potrivește Colinda dinainte cu ce vine acum. Emilie Unț, bună ziua, domnul Vaida, în pragul sărbătorilor de Crăciun vă doresc sărbătorii cu pace dumneavoastră și vreau să mai urez prietenilor noștri din Bogatul Română, adică familiilor Ana și Cornel Prodea, Denisa și Vasile și Anais, Iulian și Coco, David și Antonia, Ioan și Anca, familiilor Nicu Neamțiu, Ileana, Iulia, Claudia, Denisa, Raul, Sorin, și Georgeta, Melania de la Sibiu, Nicoleta Dragan cu fetele din Sibiu. Crăciun fericit tuturor din partea lui Traian și a lui Emilie din Gunzenhausen, Germania. Dă-mi un telefon. Alo? Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua! Mă numesc Romaniu Bogdan și sunt din Câmpul Lung Moldovenesc. E, bată-te norocul, da! Județul Suceava. Așa. Am vârsta de 11 ani și vreau să-i doresc multă sănătate și la mulți ani de ziua numele Daniel, tatălui meu. Daniel îl cheamă. Bă, uite ce frumos! Da. Bun. Unde stai în Câmpul Lung? Plaiul Leia. Bă, opa, bă, mergeam la cabare pe acolo. Eu am fost de năsturel la liceu acolo, către Valea Caselor, știți, la ieșire. Bine! Aveți zăpadă în Câmpul Lung acolo? Nu. Nu? Băi, lasă că vine. Că mai nou, asta e, trebuie să înțelegi. De Crăciun plouă și de Paști ninge. Doamne iartă-mi. Bine, mulțumesc de telefon. Să trăiască tăticul tău, să fie și sănătos. Vă doresc dumneavoastră sărbători fericite. Mulțumesc, la fel. Ia uitați aici, Marius Sirimie. Vreau să dedic această emisiune familiei Oprița de la Moara Gădălin. Crăciun binecuvântat. Ia mai uite, mai citim, uite că Ion Vasilache, bună ziua, felicitări. Pentru emisiunea pe care le faceți, vă doresc tuturor sărbători fericite, numai bucurii din Dumbrăveni de Suceava. Oameni buni. Domnul care va cânta, pe domnul acesta l-am cunoscut când s-a dezvelit statuia lui Avram Iancu. Aoleu, câtă vreme a trecut de atunci. Nu ne-am mai întâlnit, bani ne-am mai întâlnit de două ori de atunci. Mi-a căzut, cum se spune așa, cu tronca, profesional vorbind. Nu vă gândiți la altceva. Mi-e drag ce face, harnic, omenos, un tip cald. Cam ce se întâmplă acum în familie? Păi cam asta, uitați-vă. Moș Crăciun, cel din poveste, tras terenii este pe drum. Și la voi o să se oprească, dacă ați fost cuminți și buni. Vine, vine de departe, a fost și la alți copii. Și mai are în sac moșul menuci și jucării. Vine Moș Crăciun, vine moșul bun. Poate vine în seara asta Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine moșul bun. Poate vine în seara asta Moș Crăciun. Moș Crăciun, eu știu că vine la copii mari și mici, dar nu-i uită niciodată pe părinți și pe bunici. Toți suntem în așteptare, se aud zurgălăi pe drum, stăm cu suflet Crăciun. Vine moșul bun, poate vine în seara asta Moș Crăciun. Vine
Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine Moșul bun, poate vine în seara asta Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine Moșul bun, poate vine în seara asta Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine Moșul bun, poate vine în seara asta Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun, vine Moșul bun, poate vine în seara asta Moș Crăciun. Dă, Doamne, să vină. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă sunt de la Toplița, Sarghita. Vă ascult! Mă numesc Simon Ileana și aș vrea niște dedicații, în primul rând, pentru fetele noastre, în două fete gemene, Valentina și Eleonora. Ieri a fost ziua lor de naștere. Le doresc la mulți ani sănătate și tot ce mai bun în viața lor. Și astăzi este ziua de naștere a cuscrei noastre de la Târgu Mureș, Toma Aurelia. Și îi doresc multă sănătate și la mulți ani. Și încă o dedicație pentru o fină de-a noastră, Hângan Elena din Bilbor, care a avut ziua de naștere pe 10 decembrie. Tuturor numai bine și sănătate și la mulți ani. Și dumneavoastră la fel, bineînțeles. Ne place foarte mult de dumneavoastră și emisiunea dumneavoastră. Și vă doresc sărbători fericite și un an nou fericit. La fel, aveți zăpadă acolo? Mai avem, să știți. A fost foarte fain mai la începutul săptămânii când o nins, dar a fost soare. Aha. Și s-a mai dus. Dar avem o pârtie care funcționează pentru că are și tunuri de zăpadă. Aha. Tot cu tunurile, când aude, Doamne iartă. Bine. Păi zici că-i război. Să fie tunurile de zăpadă, să nu fie de altceva, da. Aveți da. Dreptate. Bun. Bă. Cele bune! Anu, fericit după acum, că de Crăciun poate uite să vă spun chiar în ziua. Și atunci vă duc de acum, că nu uite să fiu. Așa, stai să citesc de aici ce mai am să nu treacă. Uite, bună ziua! Prin intermediul emisiunii dumneavoastră, doresc să dedic o colindă soțului meu, Anton Miles. Așa zice, măi, așa citim. Care a împlinit ieri faina vârstă de 59 de ani. Familia și prietenii îi urează la mulți ani. Sărbători binecuvântate, cu multă sănătate și bucurii tuturor celor care contribuie și vă ajută la realizarea acestei emisiuni. Da, mulțumesc că v-ați gândit și la cei care... Că vorba aia, dacă ajutoare nu e, ca să vorbesc în pluralul de peste munți, nimica nu e. Vă rog să urmăriți cu atenție clipul ce vine. Din păcate, lumea e așa cum este și ca dânsa suntem noi și nu e numai senin pe pământ. Sunt mulți, aveam noi un colind că îți povestea că sunt mulți necăziți. Sunt mulți. Cutremurător ce vine. Uitați-vă cu atenție și luați ce-i bun de aici. Hai! Doamne, fii cu mine bun, astăzi vine Moș Crăciun,
toți copiii au jucărele, eu mă uit cu jind la ele, căci eu n-am și n-am cui spune. Tata-i mort acolo în deal și măicuța-i la spital. E târziu și frig în casă, seara de ajun se lasă, iar durerea mă răpune, Moș Crăciun. Dacă ai vrea să-mi dai și mie, Moș Crăciun, o jucărie, să-mi aduci un cal din lemn și un pistol de dat la semn și o trompetă să răsune. Să-mi aduci un coi și o pușcă și uniformă cu vipușcă, să mă îmbrac ca la paradă, ca tăicuțul să mă vadă și din cer să se răzbune. Olguța Berbec, Remus Novac, soțul său și copilul acela pe care nu știu cum îl cheamă. Genial! Las la o parte meritul lui Oleg Bundaru. Genial! Oameni buni, cineva mi-a spus că azi am fost mai trist. Așa e lumea, oameni buni. N-am cum fi, mai ales eu. Să ne întâlnim duminica viitoare. Cu pace, cu bucurie și cu omenie. La bună vedere!